Întâlnire de gradul zero la primăria sectorului 4, edilul Daniel Băluță a stat față în față cu ambasadoarea Franței în România, iar ținta acestei întrevederi a fost aceea de a găsi cele mai bune soluții pentru finanțarea de proiecte din bani europeni. Primăria sectorului 4 a făcut primii pași pentru a intra în posesia banilor europeni din PNRR. Din aceste fonduri, Daniel Băluță vrea să facă investiții în școli, grădinițe, în infrastructură, sănătate, în spațiile verzi și în digitalizare. Ne interesează să depunem fișe pentru obiectivele propuse de o calitate și de o acuratețe deosebită, să generăm proceduri transparente astfel încât cât mai repede banii europeni să ajungă aici unde este nevoie, în sectorul 4, astfel încât cât mai mulți copii să trăiască și să-și desfășoare activitatea în școli extrem de sigure și bine dotate, astfel încât suprafața de spații verzi din sectorul 4 să crească exponențial, iar scopul final pe care îl avem este acela de a implementa la nivelul sectorului 4 conceptul de Bauhaus european. Ambasadoarea Franței în România și-a anunțat sprijinul pentru proiectele ce vor duce la dezvoltarea acestei zone a capitalei. Du secteur 4 qui est plein d'opportunités en effet et qui a besoin de beaucoup d'investissements. Et je suis très heureuse de constater que monsieur le maire est d'ores et déjà en train de prévoir d'utiliser des fonds du PNRR qui a été approuvé jeudi dernier, d'utiliser le prochain programme de fonds structurels pour les écoles, pour les espaces verts, pour la régénération urbaine et tout ce que je pourrais faire pour mettre en contact à la fois des entreprises mais aussi des porteurs de projets, des investissements français a été l'objet de la discussion aujourd'hui. Primăria sectorului 4 are în lucru o serie de proiecte de anvergură. Dintre acestea, numai proiectul de regenerare urbană este estimat la o valoare de circa 1 miliard de euro.